Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru parlamentare, cu ce partid ați vota? Deci, întreg eșantion. Deci, aici vă spunem, dacă anterior, chiar și pentru în prima situație, la socialiști erau 42% bazin, opțiunea de vot, în cazul când ar fi alegeri, este de 26%. 26,3%. PAS-ul 15,3%. Partidul nostru 12,4%. Partidul Demnitate și Adevăr 11,3%. Comuniștii 7,9%. Democrat 7,3%. Partidul Popular European 6,6%. Cam astea sunt partidele care ar trece pragul electoral.